Salutare băieți, suntem pe Save One Top România Roleplay și din episodul de pe live-ul trecut am fost răpiți, frate, de Andrei. Cine n-a văzut live-ul de trei neapărat și-o. Băi, că nu-i ajută ăsta, țicule. Băi, ce aveți? Ce v-am făcut? Copilul și răpănosul ăla, nu? Bine, vezi, închide cu vorbire de tăticul meu. Nu uita de unde ai plecat. De unde am plecat, măi, azi? N-am știut că ești așa șarpe. Și tu ai fost un câine. Hai, urmați-mă. Nu-ți ajunge că mi-ai tăiat un deget. Aici, tu păzește aici și bine, te contactez eu. Să te pui acolo. Mut, bă, nu te fă împătesc. Așa. Da, voi suntem pe Save One Tab România Roleplay. Vă aștept și pe voi aici dacă vreți să veniți la roleplay. Vă spun un pic cam ce s-a întâmplat, Andrei. S-a enervat că... Măi, liniștește-te, Mihăiță. Andrei s-a enervat că de ce l-am adoptat pe Mihăiță și am avut multe discuții și puteți vedea în live-ul de aseară. În live-ul cu Ninsoarea, dacă îl căutați. Astea sunt de la fan curier. În genunchi? De ce nu mă pune în genunchi? Măi, nu trage, Andrei! Nu mai trage! Dai ce pe mâini și murdărești costumașul. Stai puțin, stai puțin. Murdărești, oricum e de la ieftin. Stai puțin, că revin. Oricum e de la ieftin, de la chinești. Bun! Am auzit tot ce mi-ai zis, știi că eu ți-am lipit un aparat auditiv acolo, mașina la tine, aia. Ce ai auzit? De răpunoși, de săraci. Și am auzit că, ci că vreți să dați pe trecere și să mă las pe mine și să râdeți de mine, a? Bă, nu e adevărat. E, nu e adevărat, am avut acolo. Unde ai auzit tu? Am lipit un aparat auditiv înainte să ne certăm. O să-i dăm un băieț, mă, până. Cam când Andrei, și-a cumpărat un mașină. Andrei, liniștește-te, Andrei. Mamă, și mie zi de foarte tare, poți să-mi dai puțin, să mă dezlegi puțin? Nu. Măi, Andrei. Așa. Nu mă scuipa. Asta meri. Măi, nu scuipa, măi. Nea, și pentru tine. A, da? Stai așa să scot aici șoseta și scociu, așa. Ți-am pus șoseta și să leg așa bine de gură scociul ăsta. Măi, poate nu poate să respire, măi. Are nas. Măi, dai drumul. Dacă nu dai, te împușc. Mihăiță, liniștește-te, Mihăiță. Mihăiță. Măi, dar ce ai cu noi? Ce am cu voi? Ce-ar pe ce ești? Ce am cu Mihăiță, nu cu tine. Ce ai cu Mihăiță? De când a apărut el, totul s-a schimbat între noi. Tu te duceai la rafuri numai cu el. Opa, el mă trata ca un fraier. Hă, hipăt, ce e ce-a trata mă ca un fraier? Ce fraier? Bă, să mără de mă țin bapă ăsta. Măi, liniștește-te, Andrei. Hai să ne înțelegem cumva, cum ne putem înțelege, ca să fie bine. Cum ne putem înțelege? Nu vrei să fie ca înainte? Ca înainte să fim toți prieteni. Să mă tratez ca un fraier, să te duci tu la jafuri cu ăsta, să faceți voi petrecere. Păi dar și tu ai fost invitat la petrecere. Da, și trebuia să iau cadou, mă, nu ți-am amintești că ți-am dat dublu la bani, căci că nu vrei să-mi dai bani pentru injecțiile alea de adrenalină. Păi tu n-ai văzut că am râs? Băi, te superi așa. Nu mai pot de râs acum, eu râd de voi, bă! Ce rău ești! Mihăiță, ridică-te! De ce? Mihăiță, ridică-te! Dar te lasă-mă, poate că măi, sunt Andrei, un copil amărât! Sunt copil amărât! Ajută-te, cu să te pup! Nu-l pupi! Mă. Dacă te miști, te împușc și pe tine. Șarpe-miu. Hai, mai repede, Mihăiță. Dacă mă mai spui pe o dată povestea asta, am tine. Gata, nu mai. Da, tăticule, nu. Colegul, vino în spate tăticule. Să te uiți la ăsta, la ăsta cu pălărie. Nu, tăticule, să zic că eu te iubim de tot. Pa. Mihăiță, măi, nu mai îndrept arma spre el, mă. Poate, a venit poliția! Nu, nu-i poliția, mă, scăre colega meu!
Bă, tăticule! Măi, mă lași aici! O să vin un coleg de-al meu, colegul! Colegul, da, du-te în spate la ăla, la... Stai, puteți să-mi iau adio! Stai să-mi iau adio! Tăticule! Să știi că... Măi, Mihăiță, să ai grijă de tine, Mihăiță! Hai mai repede, urmează-mă! Că eu ce-mi face, mă, la tine! Urmează-mă, mai repede! Colegul, te aștept aici! Da, da, da! Nu, tu ia-l pe ăla și du-l unde vrei! Poți să faci ce vrei cu el. Okay. Vorbim pe căscuță, ne auzim. No! Băi, Andrei! Ce vrei, mă? Șarpe! Ha? Lasă că mă fac eu mare! Ce, bă, cu... Tu, Mihăiță! Tu, bă, prostule! Haide, nu vezi ce mic și ce prost ești! Nu mai mă face prost! Care e mașina mea, colegul? Tu, băieți! Băieți, nu mai scăpăm de Andrei ăsta, bă, băieți, nu mai scăpăm de el, frate. Deci vreau ca toată lumea să lase un comentariu la acest episod cu Șarpe, Andrei Șarpe. Deci vreau ca atunci când o să intre Andrei pe video să se uite, să vadă numai acolo, Andrei ești un șarpe, Andrei ești un șarpe. Lăsați, băi, vă rog frumos să lăsați un comentariu și să scrieți, Andrei ești un șarpe, Andrei. Ca să vadă, când va intra el pe video și o să dea la comentarii să vadă doar atât. Andrei, ești un șarpe. Andrei, ești un șarpe. Nu uita să lași comentariul ăsta. Andrei, ești un șarpe. Și dați like la toate comentariile pe care le vedeți cu Andrei, ești un șarpe. Dați like, frate, să fie în pagină, să fie cele mai sus. Andrei, ești un șarpe. Nu uita să lăsați un comentariu. Andrei, ești un șarpe, Andrei. E un șarpe, domnul. Ascultă-mă cu atenție. Vrei să-ți dau bani mulți? Domnul, bani nu prea întrebe. Domnul, îți dau acum pe loc 100.000 de dolari dacă mi-l prinzi pe Andrei și mi-l dai încătușat. Domnule, nu pot. 150.000 de dolari, bani cash, ți-i dau acum. Gândește-te bine, sunt 150.000 de dolari bancheș dacă mi-l prinzi pe Andrei și mi-l dai încătușat. Dar ce vrei să faci cu el? Vreau să mă răzbun. Domne, nu prea cred că o să fac așa. Bă, nu vrea, bă, băieți, bă, nu vrea. De ce? Că Andrei e colegul meu, nu pot să fac așa ceva. Domne, da. Cazzo, trebuie să facem treaba asta. Păi, domne, eu vă înțeleg că vreți să vă răzbunați pe el, dar nu prea, domne. Domne, dar vi se pare corect ceea ce ne face? Ce, domne, mi se pare foarte corect. De ce? Că ce a zis el acolo are avea dreptate, deci nu știu. Domne, dar e prietenul meu, domne, și Andrei a fost prietenul meu, domne, și uitați ce face. E strigătură la cer. A fost. Vezi? Ai zis. Dar eu îl consideram prieten. În el era ca un șarpe pe la spatele meu și să ia. Andrei, ești un șarpe. Nu uita să lăsați comentariu, băieți. Te m-a adus, mă, frate, la aeroport. Să joși. Știu că vin și ei. 150.000 de dolari dacă mi-l încătușezi. Domne, deja îmi pare rău, nu se poate face. Fii atent că bag râcă în trei, fii atent că bag râcă în trei, fii gata, aplicăm tactica asta. Deci ai zis că dacă îți dau 150.000 de dolari îl încătușezi pe Andrei, nu? Ok. Băi, tu, băi, parchează aici mașina lui ăsta și de cătușelul ăsta micu că îi fură medicopterul. Da, ok, bine. Doamne, vorbim mai încolo. Sper că nu vrei să-l lași să scape, nu? Sper că nu vrei să... Nu, că să scape, mărlane. E înăuntru, așa. Andrei, ești un șarpe. Și ești un câine, bă, javră. Tăticule! A, bă, mai repede, bă. Mihăiță, dă-le ce trebuie, Mihăiță. Dă-le ce le trebuie, Mihăiță. Bine, le dau, gata. Aici le dă elicopterul, frate, ia uite cum îl țin arma pe el. Ce să fac? Cum se vede de aici, de la distanță, copilul? Mihăiță, Mihăiță!
Băieți, dacă am tot am ocazia asta, vreau să le mulțumesc susținătorilor mei de elită, membrilor, celor care au apăsat butonul de alătură-te acolo și au devenit membri. Am o grămadă de membri în acest moment, puteți vedea aici deasupra mea, aici, am 120 de membri de elită, frate. Am și susținători de elită acolo. Vă mulțumesc frumos tuturor celor care sunteți membri, sponsor. Bă, mergem cu elicopterul, bă! Ce mă, unică, tate, mă vrei? Stai că te pun un pic jos. Mihaița, să nu pleci, că te împușc. Nu plec. Tăticule. Nu știu dacă știți. Dacă m-ați zis odată, tăticule, nu știu ce-ți fac la gura. Dau o palmă, te iau de spălci. Mă, lasă-mă. Păi ceva la băieți. Hello, eu sunt Winnie. Stai puțin că îl dare piciorul. Butonul de like, unică, tate. Ce mă dare piciorul? Unde mergem? Unde mergem? Nu vrem eu. Hai la elicopter. Uite acolo elicopterul. Tu, Andrei, ce ne facem, Andrei? Nu, Mihaița, greșit, Mihaița, greșit, pardon. Greșit, greșit. Din obișnuință am zis așa, dar acum am mi-e șarpe. Tu ești un câine, băi. Javră ordinară. Poți să dau o dedicație? Nu bagi nicio dedicație, că... Haideți, bă, mai repede sus. Hai, Mihaița, vreau hai să fac sus o dedicație pe numele Silvio. Bă, vă pune centura la ăla mic în spate, eu îl pun gata, la ăsta. Gata. Bă, dar mi-ai strâns-o prea tare. Piau! Unde mergem? Pe tine te dau la adopție. Nu mă dai! Mamă, l-aruncă din avion ești nebun. Îi trebuie acte și de-astea. Nu acte? Poți face actele, da. Zici tu, atunci știi, atunci când am aplaudat? Da? Am aplaudat atunci? Păi da. Cum să zic, erau niște camere pe acolo și... La poliție mai sunt camere, am făcut rând de... Da, poze. Nu despre ce zic băieții ăștia. Le zic că n-am actele, dar am niște poze cu actele. Măi, oh, cum o să-l dăm spre adopție, mă, că abia l-am adoptat, mă, iară să stea singur. Să stea singur, de la încolo, ne-a stricat prietenia, mă. Ne-a stricat prietenia, bă. Aolo, aolo. Să moară Gibilan, bă, nu. Măi, tu crezi că o să mai fie prieten cu tine după ce mă dai pe mine spre adopție, mă? Dai, dau o pastilă de-aia sau injectez ceva ca să uite de tot. Nu mai există așa ceva în 2019. Mihăiță, nu o să te ui niciodată, Mihăiță. Da, să nu mă uit. Poate ți-ar da, nu o să pot să mă uit. O să te caut, Mihăiță. Ți-am făcut un ferme când te-a pupat pe cheliuță. Bă, dar am uitat să zic, Mihaița, vezi că și ție îți dau o injecție de aia, ți-o injectez. N-o să, nu mă poți, poți să-mi bagi ce vrei tu, că eu n-o să uit niciodată. Dar asta o să uiți, Mihaița, ia uite cum pilotezi, ia asta o să uiți. Băi, stai cu minte, băi, că poate cădem, băi, murim cu toții. Nu vine să vomit. Vomită! Nu mai conduce așa! Fraier, ești un fraier! Nu mai mă văd fraier! Că știi ce fac? Eu l-a scuipat pe cap! Hai să mergem aici să le executăm pe Mihaița! Nu! Băi! Nu vorbiți nici în glumă să spuneți așa ceva! Păi nu e glumă asta! Asta e realitatea! Îți pot oferi mulți bani! Să-ți cumperi multe mașini! Taci, gura! Jabră, eu! Taci, jabră ordinară, că tu ne-ai stricat. Nu mai mă văd ea! Mi-a scârbă de tine. Auiu, mie frică! Măi, unde mergem? Măi, nu mai faci și ea, bă! Oh, cred că s-a stricat o elice, cred că s-a stricat o elice! Băi, o să cădem? Cred! Băi! Aici, la aeroport! Băi! La aeroport? Bă, Mihaița! Aterizăm acum la aeroport! Mamă! Hai să mă regim! Să încerc să-l stabilizez bine! Măi! Aolo, cred că a vomitat pe tine l-o asta cât de prost este ce? Să simt ceva. Băi, ușor! Opa! Uite ce bine stai, nebun.
data asta trebuie să-i schimbe licea. Cam o licea de asta. Are informații. Dă-mă jos, dă-mă jos. Nu te dau jos că trebuie să repare licea aici. Dă-mă jos că îmi vine rău să trag un pic de aer. Domnul Os, dă-mă jos, te rog. Domne, cred că elicopterul s-a cam dus de tot. Nu cred că mai pornește. Aoleo! Și ce facem aici? Nu mai merge aici, nu mai s-a rupt. A rămas în pustie, tate? Ajutor. Haide! Cobor. Bă! Hai sus! Oh, bă, eu l-am lovit! Hai sus! Eu încerc să fug, băieți, mă fac că nu văd, mă fac că nu văd. Bă, stai aici, unde fugi? Stai aici. Ce trebuie să fugi? Alu. Păi n-ați zis că nu mai merge. Nu, am zis să stai aici. Bă, colegul, aici era vechea noastră casă în care locuiam amândoi, este? Ce se întâmplă? Au! Haide sus! Hai, bă, sus! Haideți, domne, după mine, haideți după mine. Hai, copile. Gata, unde? Urcăm în turn? Colegul, acolo e mașina mea, colegul. Nu mai mă faci de avră. Colegul, tu cheamă-l pe Mitică să-ți aducă mașina, ok? Bine, bine. Unde hai mergem, sus. Pe turnul ăsta? Sus. Hai sus, voi mai întâi, după voi. Hai, tăticule. Hei, să... Mai scăpăm de... Mamă, dacă tu ai mai avut prieteni de-astea, nu trebuie să ai încredere niciunul ca ăsta. Văd de mine, al cui e locul ăsta? Asta era vechea noastră casă. Vechea voastră casă? În genunchi. În genunchi? În genunchi am zis. Nu zis? Atenție, marș! Marș! Gata, măi, nu mai țipă la mine, că iară fac... Nu aici, Mihăiță, că miroase urât, Mihăiță. Băi, nu am ce să fac, nu fac eu intenționat, e doar vine de la sine. Andrei? Da. Dă-ne dumă, Andrei, și vom uita tot ceea ce s-a întâmplat. O să fie... Deci, ascultă-mă, Andrei! Andrei! Taci! Îmi vine să rădă... Desfă-mă la cătușe, te rog frumos! Fii atent! Colegul... Mi-e foarte sete, am nevoie să beau niște apă, te rog frumos! Am chiar duc el. Mi-e foarte sete! Colegul, hai sus, că lu' ăsta, lu' javrea asta ordinară e sete. Ăla mai mare, da. Încerc să sun la poliție, băieți, încerc să sun la poliție. Încerc să sun la poliție, mă bag într-un colț și sun la poliție. Mă bag într-un colț aici și sun la poliție. E foarte sete, vă rog frumos să-mi desfășurați. Hai mai repede, dai cătușele jos, măcar să bea apă, bei de jos din genunchi, da? Genunchi, din genunchi. Hai, bă, dai cătușele jos, să intră. Nu știu unde e ușa, domnul. Da, că ăsta locuia cu mine ăsta. Hai, dai cătușele ăsta, javra. Mă, dar ce cu poftă bea? Te ții cu dispersa aia să nu fie ultima apă pe care ai băut-o. Mi-e frică că tare e. Gata, ai băut? Ai băut? Da, 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 am băut, am băut. Pune cătușile mai repede că... Alo, poliția, veniți repede. Ai chemat poliția? Nu, domnul, nu, domnul, am zis Mihăiță să vină pe... Au, nu trage! Sus, trage! Stai puțin că mă doare genunchiul! Hai să plecăm, haideți repede! Mișcați că trebuie să plecăm! Stai puțin că mă doare genunchiul și mă ridic greu! Te dor genunchii mai repede! Mă doar genunchii, trebuie să dau cu cremă! Uite-te-vă și la cremă! V-am pus, uite-mi... Hai, domnul, că uite că m-am pus din nou, domnul, na! Bă, ridică-te de acolo! Mă mai luați așa tare! Mai păi lasă-mă, băie, că uite și eu m-am pus iară, după doar genunchii. Domnul, nu, gata, așa mă, mai bine mă luați așa, că nu se ridică, domnule, nu se ridică. Pregătesc mașina, hai. Domnule, stați că vă iau așa, vă iau în brațe, dar sunteți un pic cam greu, domnule, e greu să vă duc.
Gata, vedeți că mă ridic, lăsați-mă jos că m-am ridicat. Haideți, repede, repede, repede! Fugi, fugi, Mihai. Alo, alo, alo! Mergeți, repede! Fugiți! Cum să fug, domne, dacă dați-mi cătușele jos și fug, dați-mi cătușele jos. Dați-mi cătușele jos să fug. Trebuie să-mi cătușele jos să fug mai repede. Nu trage, nu trage. Atunci mergi mai repede. Păi cum să merg mai repede? Cum să sar, domnul, să mă împiedic? Băi, nu mai mă ține în brațe. Unde e elicopterul? Da, ești foarte ușor, poți să te țin. Mamă, du-te, ia intră mașina, nu, în dreapta pune-te, eu conduc, Lost. În dreapta? Lost, eu conduc, dă-te jos. Bine, stai, mă duc în dreapta. Alo! Du-te, hai trageți de timp. Păi stai puțin, du-te, du-te la elicopter și du-la Dumnezeu. Urcă mașina, urcă mașina. De ce nu accept? Urcă mașina, am zis. Hai pe dreapta. Bă, urcă mașina. Nu merge, stai puțin. Serios, chiar nu merge! Nu mă zăpăcine asta! Serios, deci vorbim serios! Doi! Bă, că urcă Mihaiță că nu te împușcă! Bă, du-te, mă duc să iau mașina, bă, mă duc să iau asta! Nu merge, frate! Asta are două locuri! Bă, dacă venea poliția, îi prindea, frate, dar nu răspunde! Păi vezi! Că vă iau în brațe! Ia uite, m-a băgat, vai de mine! M-am băgat aici, era că mie-mi place aici. Agencias. Vreau să-mi polițiști pe server, că... Vai de mine! Bă, stați aici, stați aici, că vă bat. Bă, Mihaiță! Hai, nu te speria, domnul, gata, domnul, nu trage, nu gata. Trage. Bă, javră ordinară, javră ordinară, iau-mă! Băi, șarpe-miu! Șarpe-miu? Lasă că-ți fost și mașina, hai mai repede la garaj! Hai! Habă n-auzi, mai trageți mult de timp, că am enervat deja! Olu, se auzi sirene de poliție! Vine poliția! Andrei! Da! Vine poliția, Andrei. Nu vin. Ai, frate, bă, băiatule, bă. Ți-au zis niște sirene. Bă, mișcați-vă, mișcați-vă. Păi ne mișcăm, ce vezi, că sunt pe loc? Nu, dar văd. Păi. Băieți, am să opresc episodul ăsta aici. Dacă vreți să vedeți continuarea acestui episod, vă aștept mâine de dimineață la un nou episod. Cu 5M, suntem pe serverul OneTap, vă aștept și pe voi. Mâine vedeți dacă or să ne omoare sau nu or să ne omoare sau dacă ne răzbunăm. V-am pupat pe toți și vă aștept mâine dimineață la continuarea acestui episod. Tăticule, mă auzi? Scoateți ceva cu poate.